Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți a fost sesizat cu privire la faptul că pe o uliță sătească, în satul Vânjuleț, s-a produs un accident rutier soldat cu victime omenești. Șoferul se afla în stare de ebrietate. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Poliției Vânjumare, care în urma verificărilor efectuate au stabilit că un bărbat de 37 de ani, în timp ce se deplasa cu autoturismul personal pe o uliță sătească din comuna Vânjuleț, a acroșat un biciclist și nu a putut evita impactul. La data de 26 aprilie, anul curent, ora 11:08, Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți a fost sesizat cu privire la faptul că pe o uliță sătească, în satul Vânjuleț, s-a produs un accident rutier soldat cu victime omenești. La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Poliției Vânjumare, care, în urma verificărilor efectuate, au stabilit că un bărbat de 37 de ani, în timp ce se deplasa cu autoturismul personal pe o uliță sătească din comuna Vânjuleț, a acroșat un biciclist și nu a putut evita impactul. Bărbatul a fost testat cu aparatul alcool test, rezultând o concentrație alcoolică de 0,22 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Din accident a rezultat vătămarea corporală a tânărului de 7 ani, care a fost transportat la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală.